Blane. 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 Deci acum când pun picior pe frână am impresia că mi ating cu picioarele asfaltul. Băgăm și seria 6 pe pistă. Da, cu spate. Sigur de pe urmă. E o pornită, pornită. Zice Huawei, știi? Huawei. Nu știu dacă ne mai vedem. Salutare, dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vroom Vroom Vlog, pentru că nu știu dacă ați văzut ultimul material, dar acum două zile am băgat puternic antrenament. Astăzi suntem la Superfit pentru recuperare. Cum se întâmplă asta? Am un echipament special aici. Ce se umflă în diferite zone pentru a drena lichidul limfatic. Ceea ce e super tare. Ideea e următoarea, că dimineața când m-am ridicat din pat nu prea am putut să mă ridic de febră musculară și acum tragem să ne așezăm înapoi, adică să revenim cu picioarele pe pământ și să le simțim corect. Și soarta ne aduce înapoi la gru. Suntem la colegii noștri de la Bavaria și îl avem pe Dima cu noi și îl scoatem să plimbe o tură cu mașina. Partea tare e că e al nostru vecin și cel mai probabil o să preia el mașina. Deci avem un om ce iubește mașinile și sunt sigur că o să aibă grijă de gru. Cu alte cuvinte, e pe mâini bune. Ziman, îți place mașina? Da, mașina e foarte mișto. Sunt foarte mulțumit de ea. Hai! Vă las pe voi să lăsați în comentarii ce mașină credeți că conduc. Ăsta e geamul, ăsta e așa mic. Aici se termină mașina și este full electric. Vreau să văd dacă vă dați seama despre ce este vorba. Noi mergem acum până la un mall din București ca să lăsăm mașina aceasta. Vreau să-ți povestesc un pic de mașina pe care o conduc. Mi se pare într-un mare fel. O să vreau să încerc să fac o accelerare de la 0-100. Pac! Blane! 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 Hop! 10.1. What the fuck? 10 secunde a făcut 100 de km la oră cu gărgărița asta, mi se pare super faină și mi se pare foarte mișto ca mașină de oraș. Sentimentul pe care l-am este că sunt cu picioarele afară pe asfalt. Deci acum când pun picior pe frână am impresia că mi-ating cu picioarele asfaltul. Așa, când accelerez mașina accelerează, când virez, pentru că roțile din spate sunt sub fundul meu, am impresia că virează și spatele. Deci, am mers cu smart electric, smart for two, cu 130 de km la oră, ați nebunit. Mașina asta chiar merge. M-am urcat în dreapta. E un sentiment ciudat că mă urc în mașina asta în dreapta. Legăm centură și ne punem în mișcare cu Dima. O să fac cunoștință imediat cu el. Noul proprietar al lui Gru. Zi, Manu, cum îți place? Nu avem ce să comentăm despre mașina asta. Așa e mișto? Foarte mișto. Acum, drept e că toată comunitatea o știe și știe cât am lăudat-o și cât de dragă. Toată lumea știe mașina asta. Acum mergem până la Amcart și vrem să filmăm ceva pe acolo, că merge să le dăm un pic cu carturile. Băgăm și seria 6 pe pistă. Da, cu spatele. Cu spatele. Și revenim cu imagini de la car de pe acolo, poate luăm și drona. Hai că vedem acolo. Bun, așa filmează telefonul pe întuneric, despre care urmează să vă pun câteva imagini când am fost să-l ridicăm de la unul dintre magazinele din mall.
Ți-a luat telefon? Mi-a luat telefon? Te mai aștept. O scapă în sus. Îl desfac? E sigur? Da. 1, 2, 3 și... Au fost atenți la asta. E iPhone direct. Adică e... Ta-da! Vai, știu ce mă rog. Twilight. Ce frumos. La primul contact îmi pare rău. Dar e... Chiar e. Se pare un pic funny. Să știu ce vorbim, frate, e iPhone. iPhone direct. Nano SIM wireless charging area. Ah, se încarcă la USB-C. Putem și căști USB-C. Și ai și un adaptor, înseamnă că n-ai AUX. N-are AUX. Nu. E exact ca la iPhone. Ah, ok. Gata, e terminată generația. Sigur de pe ăla. Băi, ciudat un pic, că... Da, nu te aștept. Da, parcă tot aș zice Huawei, știi? Huawei. Hei, hei, nu te îmbuie mei. Acum nici nu mai poate să-i schimbe denumirea, știi? Da, na, sunt un pic Huawei. Deci, nu pot să cred că am renunțat la iPhone pentru asta. Arată foarte bine. Sunt foarte curios și sunt open mind să văd dacă într-adevăr este mai stabil și mai profi. Dacă într-adevăr o să-ți cumperi și tu. Și Seba a fost foarte încântată de el. Cert e următorul lucru, filmează mult mai bine decât iPhone-ul, camera este într-un mare fel. Sper că v-ați bucurat de materialul de astăzi. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ne-am adunat 60.000 de abonați la Vrum Vrum Vlog. Și sunt sigur că o să venim cu materiale noi, proaspete, cu idei interesante și pline de informații importante pentru tine, drag urmăritor Vrum Vrum Vlog. E întuneric. Nu știu dacă ne mai vedem. E testul suprem pentru această cameră. Eu am fost Mihai Beldie, tu ai urmărit Vrum Vrum Vlog și până la următorul episod, ce probabil va fi mâine, te-am salutat și nu uitați, iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa!